CSMS-ul Geava înfruntă sâmbătă de la ora 11 în sala Unirea formația Știința Bacău în primul meci din play-off-ul seriei de est a diviziei A2 la volei masculin. Echipa antrenată de Tudor Orășanu pornește cu prima șansă în fața grupării băcăoane, pe care a învins-o de 2 ori în sezonul regulat, cu 3-2 în deplasare și cu 3-0 pe teren propriu. Pe hârtie, în mod normal, avem prima șansă la calificare, dar trebuie să fim atenți pentru că ne așteaptă un meci ceva mai greu. În urmă cu aproape o lună i-am învins pe băcăoani la Suceava cu 3-0, dar atunci erau cu mintea în altă parte. Ideal ar fi să ne calificăm după primele 2 meciuri, să ne putem concentra apoi pe turneul semifinal de juniori, a spus antrenorul echipei locale de volei, Tudor Orășanu. Tehnicianul sucevean va miza la meciul de sâmbătă pe Marius Gontariu, Alexandru Rață, Vlad Buhu, Ștefan Verciuc, Tudor Ștreangă, Eduard Cazacu, Marius Borta, Alexandru Roman, Gabriel Albu, Lucian Huțuleac și Andrei Sasu. În celălalt meci din prima fază a play-off-ului, Rapid București va primi vizita celor de la CSM Râmnicu Sărat.